Dată așa cum ați făcut-o astăzi, cât mai des. Dar pentru asta lipsește ceva în oraș. Ce lipsește? Ce lipsește? Deci semnul ăla nu vă place și nu aveți piste de biciclete. Deci eu acum vă promit că începând de anul acesta chiar voi începe să fac piste pentru și locuri speciale amenajate pentru bicicliști. Voi încerca să scurtezi distanțele în oraș între școală și anumite zone și casa voastră prin locuri speciale amenajate. Dar voi aveți datoria să purtați, cum am spus, echipament bun, adică să aveți bicicleta bună, să aveți cască de protecție, să aveți genunchiere, să aveți... Potier. Potier. Eu vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați fost prezenți la acțiunea asta, care trebuia fi de 2 iunie, dar din punctul meu de vedere, să știți că voi, pentru copii, eu tot timpul consider că este ziua voastră. În mine aveți un prieten și l-aveți de 8 ani de zile. De 8 ani am încercat și încerc pentru voi să fiu cât mai apropiat și să fac lucrurile așa cum trebuie. Nu mai fac campanie electorală, că spunea cineva, doresc să fiți, să ieșiți primar din nou. Și am zis că tocmai, tu mi-ai spus, da? Tocmai au fost alegeri și am zis că am ieșit primar. Problema nu e asta. Vă iubiți în suflet așa cum și părinții voi să țin la voi, să aveți grijă de bicicleta. Și dacă am suport semnile astea, să nu călcați iarba verde și să aveți grijă de oameni în vârstă. Atâta tot. Că oamenii care sunt în vârstă îmi spun, primare, nu mi-a lăsat pe copiii ăștia cu bicicleta. De mine mă doare inima să nu vă las cu bicicleta. Am să fac promisiunea asta și dacă voi să fiți cu minți, o să vă dați cu minți și pe zona centrală a orașului, o lăsăm fără semne de circulație. Dacă nu, punem înapoi semnul. Da? Nu ne supărăm. Bine.